Bună ziua! Bună ziua, stimați cetățeni! Mă numesc Dorian Estrati, sunt deputat în fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Prezint atenție dumneavoastră proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul creditelor pentru consumatori și ipotecare, cu modificarea legii privind contractele de credit pentru consumatori, Codul Civil al Republicii Moldova și legii cu privire la Banca Națională a Moldovei. Fiind ademeniți de publicitate deseori netransparentă a creditelor, cetățenii ajung la limita sărăciei și își pierd bunurile, riscând să rămână pe drumuri din cauza unor credite de câteva mii de lei. Acest lucru se datorează gradului scăzut de cunoștințe a populației în domeniul financiar-bancar, dar și influența considerabilă a publicității netransparente a creditelor, fiind furnizată sub un aspect eronat consumatorului. La moment, în publicitatea creditelor din țară, este pusă în prim plan rata dobânzii, care este partea dobânzii anuale efective, astfel creând confuzii în rândul consumatorilor la informare despre ofertele de credite lansate și totodată fiind utilizate manipulări evidente cu ajutorul publicității în acest domeniu. Prin acest proiect de lege se propune informarea corectă a consumatorului în publicitatea creditelor, unde dobânda anuală efectivă va fi afișată cu caractere de 3 ori mai mari față de altă informație prezentată în publicitate, fără a debusola consumatorul și a-i da o claritate mai mare în informare despre creditele de consum și ipotecare. O altă modalitate ce ține de interzicerea aplicării dobânzii flotante la creditele în sumă de până la 3 salarii medii pe economie. Astfel, consumatorul va achita doar dobânda fixă stabilită la semnarea contractului și se vor evita surprizele când dobânda crește substanțial în câteva luni după ce creditul a fost contractat. De asemenea, prezentul proiect de lege urmărește modificarea Codului Civil al Republicii Moldova prin introducerea prevederilor clare prin care banca este obligată să notifice în format electronic debitorul și să-i ofere posibilitatea renegocierii ratei dobânzii aferente contractului de credit, în funcție de fluctuațiile ratei medii a dobânzii pe sectorul bancar. Se propune ca băncile să notifice debitorii de fiecare dată când rata medie a dobânzii pe sectorul bancar a scăzut cu un punct procentual în comparație cu aceeași rată medie din data semnării contractului de credit. Renegocierea contribuie la sporirea competitivității sectorului financiar în două feluri. Banca acceptă renegocierea și oferă o rată dobânzii mai atractivă, respectiv sporind bonitatea și capacitatea debitorului de a contracta servicii financiare viitoare, precum și încrederea debitorului în bancă, sau banca refuză renegocierea dobânzii, care rezultă în inițierea procesului de a căuta alternative atractive și transferul clienților la bănci ce oferă servicii mai calitative și mai favorabile. Pentru asigurarea unui mecanism de comunicare între debitorii afectați de refuzul negocierii și băncile comerciale terțe, proiectul de lege reglementează obligația Băncii Naționale a Moldovei de a sistematiza, întreține și opera platforma interbancară ipotecară care va permite identificarea alternativelor de credite mai favorabile. În urma adoptării prezentului proiect de lege, impacturile sociale vor fi: creșterea încrederii consumatorilor în produsele de credit comercializate, reducând prejudiciul cauzat consumatorilor și reducând presiunea financiară a acestora. În același timp, proiectul de lege contribuie la o balansare a puterilor pe piața financiară și sporirea competitivității serviciilor financiare. Impacturile economice. Inițiativa va aduce beneficii situației economice a consumatorilor, în primul rând protejându-i mai bine de prejudiciile economice, de exemplu, pierderi financiare legate de produse de credit costisitoare și necorespunzătoare sau, în cazuri extreme, supraîndatorarea, care este o preocupare deosebită pentru consumatori sau plăturile social vulnerabile. O piață internă a creditelor de consum mai bine integrată va îmbunătăți în cele din urmă opțiunile consumatorului. Deși modificările aduse legislației existente pot adăuga obligații pentru actorii economici, pe termen lung aceștia ar beneficia de un cadru juridic armonizat și cei care oferă servicii transparente și responsabile vor beneficia de eliminarea practicilor inechitabile de creditare. Vă mulțumesc! Bună ziua! Și de la mine, stimați cetățeni, astăzi propunem două inițiative în ceea ce ține de creditele de consum și ipotecare. Aceste inițiative vin în primul rând ca răspuns la zecile sutile de petiții pe care le primim, la zecile de investigații și materiale din presă care arată și denotă atâtea abuzuri, atâtea, și ele nici măcar nu sunt abuzuri, ele sunt drame, tragedii,
Doar câteva exemple. Un articol, iată, la o căutare așa din Google, un articol din Ziarul de Gardă ne povestește cum un caz de un împrumut de 4.500 de lei a crescut rapid până la 78.200 de lei. Asta sunt niște dobânzi sfârșietoare. Încă în 2018, în Radio Europa Liberă a publicat un articol conform căruia sugerează că există o vulnerabilitate socială și dependență imensă de mijloacele financiare pe termen scurt, așa zisă microfinanțare. Fiecare al patrulea cetățean, spune acest articol, din populația activă a țării noastre, a luat cel puțin odată un credit rapid. Asta este grav, pentru că aceste supradobânzi seacă din bugetele oamenilor țării acestea. Alt articol de la același ziarul de gardă, și ele sunt foarte multe, iarăși, eu nu vreau să le listez pe toate, dar așa, la o căutare rapidă, conform acestui articol, care denotă, iarăși, activitatea de microcreditare extrem de abuzivă, un tânăr de 29 de ani își pune capăt zilelor după ce a aflat că are de achitat o sumă de 100.000 de lei pentru un împrumut semnificativ mai mic, mult, mult mai mic. Acestea sunt tragedii și acestea sunt lucruri pe care noi nu le putem nega și trebuie să le adresăm. Și această stare de lucruri nu este o întâmplare, aceasta este rezultatul unei gestionări inadecvate a sectorului, este rezultatul inclusiv a legislației învechite care nu răspunde acestor probleme. Și anume, cauza acestor probleme pe care le-am identificat în această inițiativă este, în primul rând, că noi nu avem standarde clare de evaluare a bonității consumatorilor, da? De credite. Unele produse, mai cu seamă din domeniul microcreditării, din cauza insuficienței de transparență și din cauza unei evaluări nesatisfăcătoare din partea instituției financiare, predispun consumatorii să-și asume angajamente financiare pe care după asta nu și le pot onora. Și din cauza inacțiunii instituției, consumatorul este impus să plătească sau să-și piardă proprietatea, casa, mașina, tot ce are. Și să plătească sume exorbitante. Există în țara noastră dobânzi de 800%, 900% și mai mult. Asta este pradă, asta e prădare, nu este activitate financiară onestă. Altă cauză a problemei este garanții insuficiente pentru a asigura împrumuturile responsabile. Deci, din cauza acestui caracter vag al dispozițiilor privind evaluarea bonității, avem situații în care sunt eliberate credite fără o evaluare aprofundată, respectiv acest lucru poate provoca îndatorări în spirală, această spirală negativă în care omul nu mai deține control asupra vieții și sorții proprii și rămâne tot mai dator zi de zi și lună de lună. Și de asemenea, legislația noastră nu este specifică în ceea ce ține de situații imprevizibile, pentru că ele există și în acest caz legile actuale nu conțin prevederi pentru a proteja interesele debitorilor în cazul unor anumite șocuri economico-financiare, excepționale și sistemice. În acest context, proiectul actual de lege urmărește anume limitarea rezonabilă a costului total a unui credit. Ce soluțiile noastre pentru această inițiativă sunt în principiu două clustere, să le numim. În primul rând, se impun standarde minime de evaluare a bonității unui consumator de credit sau împrumut. Acestea sunt ce noi le-am numit cerințe de creditare responsabilă. Instituția financiară, fie asta banca sau companie de microcreditare, trebuie să evalueze adecvat bonitatea beneficiarului creditului, asta e responsabilitatea instituției, și trebuie să evalueze această capacitate de a celui ce împrumută de a întoarce creditul. Această evaluare trebuie să se bazeze pe prezumția că beneficiarul creditului va fi capabil să-și onoreze obligația. Adică noi trebuie să excludem din start modelul de business în care compania de microcreditare
știind, fiind conștientă că persoana nu va putea întoarce împrumutul sau creditul, îi eliberează acest credit pentru ca după asta să aibă dreptul să-i exproprieze absolut tot ce are. Casă, cum am spus, automobil și așa mai departe. Asta nu-i business, asta e pradă, asta e cămătărie. În cazul în care, mai departe, în cazul în care instituția financiară, fără vina beneficiarului creditului, a evaluat incorrect bonitatea beneficiarului creditului, adică a consumatorului, totul se anulează. Foarte simplu. Se anulează dobânzile, penalitățile, orice alte comisioane de întârziere, persoana rămâne datoare doar corpul împrumutului. Asta este doar corect. Dacă banca sau dacă compania de microcreditare nu își face bine treaba atunci când evaluează clientul, nu clientul este cel ce trebuie să plătească. Omul rămâne dator doar ceea ce a împrumutat. Și este absolut normal și mi-e interesant de ce doar acum noi avem această conversație. De asemenea, autoritățile de supraveghere, fie asta CNPF sau BNM, vor stabili indicatorii de creditare responsabil. Asta e prima soluție pe care am propus-o. A doua soluție pe care o propunem, se impun cerințe privind costul total al creditului sau împrumutului. Nu poți să iei, cum am spus la început, nu poți să iei 5.000 de lei și să rămâi dator 150.000 de lei. Asta nu este normal în nicio țară și nu trebuie să fie normal nici în țara noastră. Costul total trebuie să fie unul rezonabil și va respecta cerințele practicii comerciale corecte, să nu denatureze echilibrul dintre beneficiar și bancă. În același timp, se plafonează rata dobânzii din contractul de credit la maximum 50%. Noi avem în țara noastră, cum am spus, rata dobânzii de 1000%, asta va fi imposibil în cadrul reglementărilor noi. Și toate celelalte cheltuieli în același timp, de fie asta comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere, pe fiecare zi de credit nu vor fi mai mari de 0,4%. Astfel încât să prevenim supraîndatorarea cetățeanului care a apelat la aceste credite. De asemenea, costul total, și asta e ultima, costul total al creditului sau împrumutului nu va fi mai mare decât însăși valoarea totală a creditului sau împrumutului. Cum am spus, nu poți fi să împrumuți 5.000 de lei și să rămâi dator 150.000 de lei. Dacă împrumuți 5.000 de lei, rămâi dator maximum încă 5.000 de lei deasupra. Și în niciun caz mai mult, pentru că bugetul cetățeanului nu este un sac fără fund, așa cum văd businessul prea mulți reprezentanți ai acestor industrii. Și noi nu vrem să acuzăm pe toți. Din această activitate există companii de bună credință. Acestor companii li se va curăța drumul pentru a avea o activitate onestă și cu gândire de termen lung. Această relație dintre consumator și dintre bancă sau dintre companii de microfinanțare, de microcreditare, este o relație în care ambii trebuie să beneficieze, nu doar cel ce oferă acest împrumut sau credit. Vă mulțumim foarte mult, foarte curând o să le înregistrăm aceste două inițiative și o să le promovăm în următoarea sesiune. Vă mulțumim! Mulțumim.